primul sezon de Vocea României. Cum e noua postură de antrenor? E foarte emoționant. E o responsabilitate mare. Norocul meu e că l-am pe Smiley, cumva în dreapta mea, și mă bazez foarte tare pe el. Am și multe de învățat, dar și multe de oferit aici la Vocea României. Am mare încredere în el și el în mine, iar asta îmi dă cumva curaj așa, știi, să ofer, să spun tot ce știu. Vedem după aia dacă e bine sau rău, importantă e intenția, și anume că vreau să ajut, chiar vreau să ajut. Tot ce știu eu le pun la dispoziție concurenților. Cum este să împarți scaunul cu el și totodată și echipa? E frumos, până la urma urmei, cred că ți-am mai zis, Smiley e una dintre vedetele pe care mi-am dorit să le cunosc de când eram mică. Și am avut emoții, dar m-am bucurat pentru că e un om cald, mă susține, chiar mă lasă să încerc orice și se bazează pe mine. Greșim amândoi, mă, dacă ai greșit tu, greșim amândoi. Aia e, vedem noi ce facem. Suntem oameni, în primul rând. Contează foarte mult chestia asta pentru mine. E o susținere de care cred că aveam nevoie în perioada asta și ne bucurăm de o experiență mișto. S-a legat chimia după câteva episoade filmate, într-adevăr, dar s-a legat chimia între noi. Avem și glumele, se încheagă foarte frumos, au aceeași direcție și cam, nu știu, în proporție de 70%, eu zic că simțim cumva atunci când e vorba de o voce care s-ar potrivi în echipa noastră. Adică rezonăm, chiar rezonăm și mă bucur tare. Ce fel de voci ai căutat să ai în echipa ta în acest sezon de Vocea României? Caut voci speciale. Asta căutăm amândoi. Oameni care să transmită. Oameni care să aibă voci cu, nu știu, caut timbrul ăla deosebit, diferit, știi? Să aibă acel ceva. Da, să aibă, uite, de exemplu, eu cred despre mine că am o voce universală, așa, știi? Eu nu cred că vocea mea, cred că are niște frecvențe aparte, dar eu nu cred că e vreo voce deosebită, un timbru vocal, nu știu, deosebit, pe care să nu mai fie auzit de-a lungul timpului, știi? Acum ești și tu mult mai critică cu tine. Da, bine, evident, la ce voce am auzit aici, dai seama că am început să-mi caut și de păduc mă caut. Dar aici chiar am găsit niște voci cu totul speciale. Greu de întâlnit. Și ne bucurăm tare că au ales să vină în sezonul ăsta la Vocea României și sperăm să nu-i dezamăgim cu alegerile noastre pentru ei. Avem foarte multe voci bune, nouă ne va fi foarte greu să scoatem, să dăm afară dintre ei, nouă ne va fi extraordinar de greu. În afară de voce, ce ar trebui să mai aibă un artist ca să fie complet? Câțiva ani, la rând, am citit comentariile de pe pagina Vocea României pentru că m-am uitat la emisiune și am fost și eu revoltată de multe ori, am simțit că un concurent a fost îndreptățit, etc., etc., ca un telespectator, nu? Și am observat o chestie. Oamenii votează cu sufletul, la final. Într-adevăr, e vorba despre Vocea României, vocea contează, dar ce se întâmplă mai departe de Vocea României cu concurenții ține de ei și de ce alte aturi mai au. Asta înseamnă că mai e nevoie și de carismă, e nevoie de un caracter frumos, e nevoie de un mesaj de transmis care să vină din interior și să se pună mesajul ăla și în muzica pe care o scriu și în, nu știu, în cuvintele pe care le spun. Oamenii de acasă au un simț extraordinar, ei simt omul și îl votează atunci când omul are nevoie de cei de acasă, oamenii de acasă sunt acolo lângă el. Așa că i-am sfătuit să-și pună sufletul pe tavă aici la Vocea României, să fie ei așa cum sunt. Le-am zis, bă, eu așa am reușit, nu pot să vă zic decât să faceți la fel, că o să reușiți și voi. N-am ce să vă zic altceva. Și o să fie bine, chiar o să fie bine. Avem oameni aici în echipă care sunt artiști deja. Și sper din suflet să pot face ceva real, cu adevărat, pentru fiecare dintre ei. Să-i pot ajuta. Aici, în afara competiției, nu contează. Chiar sper să-i ajut. Eu nu cred că sunt degeaba aici. Adică nu cred că e fără un scop real toată chestia, toată prezența mea la Vocea României. Cât de grea este misiunea antrenorilor în acest show? E o responsabilitate foarte mare. Până acum, la blinduri, cumva se întâmplă o selecție
noi ne luptăm, ei oricum sunt buni, dacă sunt buni oricum ne întoarcem, e datoria asta să ne luptăm, oricum ei aleg pe cine vor, adică ei oricum ajung acolo unde și-au dorit să ajungă. Mai sunt și surprize, într-adevăr, fiindcă poate nu se întoarce cine și-a imaginat concurentul și așa. Responsabilitatea mare începe de-abia acum, pentru că ei depind de alegerile noastre, alegerile pe care noi le facem pentru ei, alegeri muzicale, combinarea lor în duete. Și atunci, da, e o responsabilitate. Plus că după aia va trebui să alegem dintre ei, ceea ce mi se pare masacru total. Mă doare. Îți place situația asta. Îmi place să-i dau afară, să aleg eu, să zic eu. Nu puteți să alegeți voi, faceți antichitan, brechile capitan. Nu vreau să aleg eu, nu vreau să fiu în poziția asta. Dar va trebui să facem asta. Cred că o să mă și responsabilizeze cumva Vocea României, pentru că viața e despre alegeri pe care trebuie să le facem. Și sper că aici, împreună cu Smiley, să facem alegerile corecte și sezonul ăsta de Vocea României să fie un sezon cu oameni câștigători, cu toții. Toți să câștige câte ceva. Care e cel mai important lucru pe care ai vrea să-l învețe concurenții la Vocea României? Să facă față. Să facă față presiunii, emoțiilor și să se bucure. Pentru că dacă într-un context din ăsta atât de stresant și cu atâta presiune tu totuși reușești să pui bucurie, eu cred că atunci ai dărâmat toate barierele care stau între tine și muzică, între tine și a fi artist. Și sper să învețe chestia asta. Noi suntem lângă ei, să-i sfătuim, așa, eu din ce știu le spun. Te spun le folosilor, câte și aleg ei. Le zic, băi, eu vă zic acum tot, scrieți și voi undeva și alegeți voi la final ce va trebui. Bă, asta n-a zis bine Teo, asta cred că mi s-ar potrivi, da.